Bună ziua! Suntem acuzați de presă și de altă lume. Cine mai e? Marea majoritate, da? Clienții? Nu, de către presă. Da, dar clienții nu vă acuză? Eu nu spun de presă, de clienți. Clienții ne acuză că facem japcă pe stradă, da? Și așa? Haideți să vă spun de ce principiul se poate ajunge și la chestia asta de japcă. În momentul în care îți deschide ușa un client, îi se spune unde merge sau cât oferi sau ceva de genul, da? Noi acum vreo 10 ani în urmă aveam un tarif care în momentul de față o singură companie îl deține, da? 1,99. Deci 1,39 pe kilometru, noi nu ne putem întreține. Deja am distrus două mașini, sunt la a treia mașină în 10 ani de zile. De când... Aceia sunteți nevoiți să cereți mai mult? Absolut. Deci vă dați seama că... Mai mult decât scrie pe ușă? Mai mult decât scrie pe ușă. În momentul în care ai un tarif decent pe ușă, nu mai ești nevoit să-i spui clientului unde mergeți, cât oferiți sau ceva de genul, da? A deschis ușa, s-a urcat în mașină și... De ce nu măriți tariful? Păi de ce nu mărim tariful? Asta s-a cerut și acum în chestia asta, să ajungem undeva la 40% din... Păi cine vă oprește? Păi cine ne oprește? Nu știu cine ne oprește. Noi doar... De ce nu măriți tariful la mașina dumneavoastră? Avem către primării depuse fișe de fundamentare și mai multe alte companii, da? Dar nu s-a aprobă. Tariful este 3,5, nu? Tariful maxim. La, până la care puteți ajunge? Tariful maxim, într-adevăr, este până la 3,5. De ce nu îl ridicați? Păi, eu sunt obișnuit să lucrez prin comenzi, da? Deci nu sunt obișnuit să stau în colțul străzii și să merg gen cu 3,5, da? În momentul când va avea toată lumea eventual 3,5 și se va da prin dispecerat comandă, atunci da.